S-a rupt casa de direcție și ai și luat așa puțin afară, dar eu am avut grijă de ea, n-a pățit nimic, să-mi bag, dacă te mint, gen. Stai că e afară acum, să-ți dau poză, să vezi cum e. Fă-i poză! Vin acolo, zi, da sau nu? Da, da, vin acolo, uite, îți trimite acum, uite, tati, poza. Uite la poză. Trebuie să rămân poza. Ai primit pe WhatsApp? Da, mă, hai, vin acolo. Hai, pa, pa. Ca să înțelegeți, Jonuțule mi-a spus că nu știu, că i-a sărit roata, că el crede că n-a fost prinsă bine în prezoane de băieți. Da, frate, face, dacă vreau să văd dacă e mașina în stradă, în pisici, în măsici, dacă e nevoie de platform. Prank-ul pe care o să-l fac astăzi a început, de fapt, acum un an. Dar ce ai făcut, că la cum arată, nu, n-ai dat în spate, doar ai lovit aici? Pentru că în decembrie, când mi-a lovit taică-mi mașina, Dorian mi-a propus să facem un schimb de mașini când o repar și eu pe-a mea. Bă, știi că voiam să-ți propun un schimb de mașini, dar te las să o repare acum. Dar de atunci am mai făcut un accident, apoi Dorian și-a tunat mașina, după aia la nicio lună a lovit-o și el și după aia și-a tunat iar mașina și lista tot continuă până în ziua de azi. Când în sfârșit avem amândoi mașinile complete și putem filma schimbul de mașini. Astăzi o să facem schimb de mașini cu Dorian Popa pentru 24 de ore. Pleacă cheia de la șeptare direct la Dorian. Gata, facem schimb de cheie acum? Da, da, da. Ține-te bine, Cori, filmează aici să înțepenească Jacksona, schimb de mașini cu zbă! E german, bă. Eu îți dau mașină, bă. Uite cum arată. Ce mă, ne dai mașină cu cuturaș? Vezi că e când mai multe culori, e de fapt un roșu jucăuș se numește. Cu asta ce trebuie să facem? Să o ducem la fierbe? Ce, ce faceți voi cu asta? Facem și noi cu aia. Trebuie să îmi dai geleu. Așa știu. Nu ai spus că facem schimb de mașini. Tata zbând are ce? O chestie. Uite aici pe gentuța asta, am găsit un portofel. Dracu, ce-a văzut el, bă? E cum e cheia noastră. Bă, nu, Olteanu bătrân, bă, că nu scapă nimic. Ochiu, ochiu am văzut.